Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt bucuros să fim astăzi împreună aproape jumătate de oră și să discutăm despre porunci. În analiza poruncilor am ajuns, iată, la porunca a patra. Discutăm astăzi, analizăm această poruncă a patra, cinstirea părinților, împreună cu oaspeții pe care îi avem, invitații, cărora le spun bun venit. Mai întâi spun bun venit monseniorului Benone Farcaș, rector al Institutului Teologic. Bine v-am găsit. Și părintelui Ștefan Lupu, decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza. Bine v-am găsit. Poruncile, am înțeles că sunt două table. Vom privi două scheme grafice în care vom înțelege unde suntem cu poruncile. Iată, după cum suntem deja obișnuiți, porunca a patra pe care o tratăm astăzi este prezentă în Cartea Exodului și apoi în Cartea Deuteronomului și este formula catehetică. Vă citesc textul exact cum este el întâlnit în Cartea Exodului, capitolul 20. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământ pe care ți-l va da Domnul Dumnezeul tău. Iar în Deuteronom, capitolul 5, este mai scurtă porunca: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Formula catehetică, formula aceea care ajută la învățarea poruncii, este: cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. Iar schema a doua grafică ne ajută să înțelegem unde suntem cu poruncile. Porunca a patra este prima de pe a doua tablă a legii. Vă reamintesc că sunt primele trei porunci care ne ajută să reglementăm relația pe verticală cu Dumnezeu, iar următoarele șapte porunci, relația pe orizontală între noi. Și iată, porunca de astăzi este prima poruncă. Atunci când Dumnezeu a dat aceste porunci, a înțeles că cea mai importantă relație cu oamenii este relația cu părinții. Vin la invitații pe care îi avem astăzi, porunca a patra, așadar, cinstește-ți părinții. De ce este necesară o poruncă în această privință? Nu este în mod natural de înțeles că un copil trebuie să-și respecte părinții? Toate poruncile sunt cumva înscrise în ordinea naturală a ființei umane. Cele care privesc relația noastră cu Dumnezeu, ca și cele care privesc relația noastră cu oamenii. Să-ți cinstești părinții, să nu ucizi, să nu furi. Însă natura noastră umană, coruptă din cauza păcatului, uneori ne face să ne abatem de la această ordine naturală. De aceea Dumnezeu a voit să specifice în mod concret, clar, care sunt obligațiile omului față de sine și în relație cu ceilalți. Nu întâmplător, probabil, porunca a patra deschide șirul poruncilor care stabilesc relațiile cu ceilalți oameni, pentru că această poruncă stabilește care este ordinea relațiilor în propria familie, care este o biserică mică, care este o biserică familială, așa cum o numește catehismul, de unde pornește construirea întregii societăți, de altfel. Dar ajută porunca aceasta și în înțelegerea relației cu Dumnezeu, în cinstirea lui Dumnezeu? Întrucât la baza acestei porunci, ca la baza tuturor poruncilor, stă porunca lui Dumnezeu, aceea de a iubi pe aproapele, de a iubi pe Dumnezeu și de a iubi pe aproapele, cu siguranță această poruncă ajută înțelegerea relației noastre cu Dumnezeu, pentru că însuși Dumnezeu este o relație de iubire în sânul Sfintei Treimi. Înțeleasă astfel, familia este o reflexie a lui Dumnezeu în viața noastră. O relație de iubire între părinți și între părinți și copii. Așadar, de ce să ne cinstim părinții? Îi cinstim pe părinți, în primul rând, pentru că ei sunt cei care ne-au dat viață. Apoi, părinții sunt cei care ne-au educat, care au avut grijă de noi, iar noi suntem datori să le arătăm iubire și recunoștință
pentru tot ceea ce ei au făcut pentru dezvoltarea noastră umană, spirituală și socială. Dacă am venit la Noul Testament, avem texte care ne ajută să vedem cum s-a purtat Iisus față de părinții lui? Sigur. În primul rând, știm că Iisus Hristos s-a născut într-o familie, în familia lui Iosif și a Mariei. S-a purtat ca un copil normal și a fost ascultător față de părinții săi. Cunoaștem acel episod când Iisus a mers la templu și s-a pierdut de clanul său, a rămas în templu. Părinții au venit să-l caute și la cuvântul pe care i-a spus Maria: fiule, de ce n-ai făcut nouă acestea? Iisus răspunde: de ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar după aceea se întoarce la Nazaret împreună cu Maria și cu Iosif și spune evanghelistul Luca că a rămas ascultător față de Maria și de Iosif. Și pentru acesta el a crescut până la vârsta de 30 de ani, când și-a început activitatea publică. Deci, el ne-a dat un exemplu de cum trebuie să trăiască un om viața sa familială. Și interesant, îmi amintesc acum un episod când era pe cruce, el de la înălțimea crucii are grijă de mama. I-a încredințat-o pe mama sa, apostolului Ioan. Îi spune: fiule, iată-o pe mama ta. Părinte Monsignore Benone, în mod concret, la ce ne invită porunca aceasta și care ar fi păcatele împotriva poruncii? Porunca stabilește un anumit standard în ceea ce privește relațiile între părinți și copii și nu numai. Porunca ne invită să iubim, să îi ascultăm pe părinți, să îi respectăm, să fim supuși lor, să avem grijă de ei atunci când ajungi la bătrânețe sau boală, au nevoie de ajutorul nostru. Aceeași poruncă stabilește relațiile de altfel și între oameni și superiorii lor, autoritățile bisericești, autoritățile civile, respectul față de cei care au autoritate asupra copiilor, cum sunt învățătorii, profesorii, educatorii în general. Păcatele care sunt oprite de această poruncă este disprețul față de părinți, neascultarea, nesupunerea nejustificată față de autoritățile civile și așa mai departe. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta. Ce ar însemna să-i cinstim pe părinți? În primul rând să le arătăm acest respect pe care ei îl au, întrucât sunt părinții noștri, iar autoritatea lor derivă din însăși autoritatea lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Paul că de la Dumnezeu își trage paternitatea, autoritatea paternă, orice tată de pe acest pământ. De aceea noi le arătăm cinstirea cuvenită atunci când îi iubim, când le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru noi, când îi ajutăm în nevoile lor și îi sprijinim în toate dificultățile pe care le au de întâmpinat. Până unde merge această cinstire? Eu mi-amintesc de o tânără care spunea: pe mama înțeleg să o cinstesc, dar cum să-mi cinstesc eu tatăl care vine tot timpul beat acasă, nu l-am văzut treaz și în puținele momente de luciditate mă face în tot felul? Sigur, sunt situații dificile, situații grele pe care le întâlnim în familii. În mod principal, părinții ar trebui să fie niște repere de autoritate, de moralitate, să fie un exemplu pentru copiii lor. Iar un copil trebuie să respecte atât pe tatăl cât și pe mama sa. Pentru că în compoziția sa, în ființa sa, sunt 50%-50%. Nu? De aceea nu este o parte privilegiată față de cealaltă. Numai pentru ca să arate și acest echilibru al ființei umane. În momentul în care sunt astfel de situații, respectul trebuie să treacă dincolo de situația concretă în care se află un părinte sau altul, dacă a ajuns într-o astfel de situație. Pentru că și starea de alcoolism sau, știu eu, poate să fie generată de anumite carențe pe care el însuși le-a avut în trecutul său, în familia sa. Ori dacă noi perpetuăm această atitudine, să spunem, violentă la rândul lor, și acești copii care nu-și respectă părinții, probabil când vor ajunge părinți vor avea de trecut prin aceeași situație.
Deci mă gândesc că acest fir ar trebui întrerupt la mine ca să nu meargă mai departe. Chiar dacă tata sau mama se comportă astfel față de mine, eu, ca acum un copil, îmi iau hotărârea ca pe viitor, eu să nu mă comport la fel, iar acum să-i înțeleg și să-i ajut, să-i respect așa cum sunt, indiferent de situația în care se află. Oricum mă gândesc că e foarte greu. E foarte greu, dar iubirea până la urmă învinge și astfel de obstacole. Vine în minte o imagine, o piatră prețioasă, chiar dacă este acoperită de praf, de noroi, are valoare în sine. Colegii mei vor derula pe ecran și imagini care ilustrează ceea ce spunem noi, ceea ce mai ales explicați dumneavoastră cu privire la porunca a patra, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Are limite porunca aceasta? Trebuie să ascultăm orice vorbește de părinți? Până unde merge ascultarea asta? Relațiile familiale nu sunt un bine absolut. Binele absolut este urmarea lui Hristos, este urmarea învățăturii sale, este însușirea și practicarea mesajului evanghelic. De aceea, ascultarea față de părinți își are rostul până la punctul în care această ascultare ne apropie de Dumnezeu. În momentul în care, într-un mod nefericit, să spunem, părinții ar îndruma copiii într-o altă direcție decât cea voită de Dumnezeu, sau poruncile lor, comportamentul lor s-ar abate de la învățătura divină, atunci, bineînțeles, copiii nu mai sunt ținuți de această poruncă. Datoria părinților este aceea de a însoți pe copii, de a-i duce la Dumnezeu prin o educație nu numai în domeniul civil, în domeniul, să spun, uman, dar și în cel al credinței. În momentul în care această atitudine a părinților nu este conformă cu învățătura lui Dumnezeu, atunci copiii nu mai sunt obligați, nu mai sunt ținuți să asculte pe părinți în această direcție. Adică, în mod concret, când sunt învățați să mintă, să fure, aici nu mai sunt ținuți să asculte. Ați lucrat și în pastorație, v-ați ocupat de tineri, într-un mod deosebit de adolescenție. Ați făcut cateheze. Ce motive ați găsit la adolescenți, de exemplu, ca să, în dificultatea cu ascultarea și cu respectul față de părinți, ce motive invocau ei? Adolescența este prin sine un moment de tulburare în viața unui om. Mă gândesc, atunci când unul este copil, totdeauna priveșniții săi ca la un ideal. Zice, eu vreau să fiu ca tata, vreau să fiu ca mama. În adolescență, când se tulbură, să spunem, în interior omul, spune, eu nu vreau să fiu nici ca tata, nici ca mama. Dar trece această perioadă a adolescenței și când ajunge la maturitate, spune, eu sunt eu, tata este tata, mama este mama, deci cumva se ajunge din nou la o echilibrare acestor relații. Pentru că în adolescență intervin aceste relații cumva dificile între copii și părinți, pentru că acel tânăr își caută propria libertate și vede în părinți un obstacol în calea libertății lui. Și am întâlnit deseori părinți care se plângeau de această relație dificilă pe care ei o aveau cu proprii copii. Dar prin răbdare, prin multă iubire, au reușit să depășească împreună această perioadă dificilă și apoi să ajungă la relații normale. Relația copii-părinți. E clar, copii, respect, cinstire, ascultare, îngrijirea părinților, mai ales atunci când ajung la neputință, la boală. Dar părinții față de copii, ce obligații au? Poate să facă ei ceva să îmbunătățească relația cu copiii? Din urânduire divină, părinții au datoria de a-i educa, de a-i crește, de a-i însoți pe copii până când ei vor putea sta, rămâne pe picioarele lor. Asta presupune o îngrijire a trupului, o îngrijire a minții și, în mod deosebit, o îngrijire a sufletului. Una fără alta vor face să rezulte în carențe deosebite în viața copilului, care mai târziu își va arăta și consecințele. De aceea trebuie păstrat un echilibru între aceste dimensiuni, pentru ca
tânărul să ajungă la maturitate trecând prin toate aceste procese de educație, cel trupesc, în ceea ce privește sănătatea, hrana, îmbrăcămintea, cel intelectual, o școală bună, o atenție deosebită în ceea ce privește cercurile în care el își trăiește viața, anturajul, colegii, locul de joacă, de sport și, într-un mod deosebit, educația spirituală. Educația spirituală care presupune un exemplu bun, în primul rând, pentru că o mie de vorbe nu fac cât un exemplu bun prezentat de părinți, oferit de părinți, o însoțire în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu prin participarea la celebrările sacre, prin participarea la cateheză, printr-o rugăciune împreună în familie. Un lucru se învață din fragedă copilărie, dacă el este experimentat în primă persoană în ambientul familiar. Toate acestea îi ajută pe părinți să ofere o educație, o formare completă copiilor lor. Dar ca să înțelegem care e calea de mijloc, care ar fi extremele în educație? Educația se poate face în două moduri, prin teamă și prin iubire. Deci la extrema acestor două modalități, sigur că avem violența, de a face educație prin violență, dar cel mai bine atunci când se face educația prin iubire. Adică părinții se coboară la nivelul copilului și îl însoțesc în această creștere a lui până când ajunge la maturitate, ca să înțeleagă el însuși motivele pentru care trebuie să se comporte într-un anumit fel. Deci, ca extremă, eu aș numi educația prin violență, doar prin cuvânt fără exemplu și fără să însoțească educația cu motivațiile profunde care stau la baza acestei dezvoltări armonioase a ființei umane. Vorbesc de educația spirituală. Cât de importantă este asta? Și dacă vreți un pic să intrați mai în detaliu, pentru că foarte mulți părinți se ocupă de copiii lor, le oferă totul, școală, dar mai puțin biserică, mai puțin rugăciune, mai puțin viață spirituală. Da, este o tendință a societății contemporane marcată de o anumită orientare secularistă care susține în numele libertății că oferă șansa copiilor de a alege ei mai târziu, atunci când vor fi capabili să discearnă bine. Dacă este să fac o comparație, părinții nu oferă această libertate și în câmpul intelectual, spre exemplu, nu oferă șansa copiilor să învețe aritmetica, să învețe tabla adunării atunci când vor voi ei. Îi obligă să facă acest lucru sau, mă rog, îi îndeamnă să facă acest lucru încă din primii ani de școală. Schimbând obiectivul, același lucru este cumva valabil și în ceea ce privește educația spirituală. Copilul trebuie să aibă în față modele de viață a credinței. Trebuie să învețe de mic copil să pășească pe calea spre Dumnezeu, învățând rugăciunile, învățând să participe la celebrările sacre, să se comporte într-o manieră adecvată și decentă în biserică, să înțeleagă că pe primul loc în viața lui trebuie așezat Dumnezeu. Altminteri, atunci când societatea își va fi pus deja o amprentă negativă pe personalitatea acestor copii, va fi un pic mai dificil pentru ei să discearnă care este voința lui Dumnezeu, care este natura relației lui cu Dumnezeu și unde trebuie să stea Dumnezeu în viața lui, ce loc trebuie să ocupe. De aceea este absolut necesară prezența lui Dumnezeu în viața copilului încă din primii ani ai vieții. Nu cu mult timp în urmă am întâlnit o mamă care spunea: am căutat să-mi duc copilul așa cum trebuie, l-am dus și la biserică și sunt o mamă disperată. Ce aș putea să fac să-l aduc pe copilul meu pe calea cea dreaptă, pentru că el trăiește acum în concubinaj?
Da, este drama unei mame, drama unui tată, în general drama părinților, care după ce au oferit totul, văd că investiția lor cumva nu își aduce roade. Aș da ca exemplu pe Sfânta Monica. Și ea a avut aceeași situație, a trecut prin aceeași dramă, dar, spun biografic, că lacrimile acestei mame, care a plâns atât de mult, a reușit să-l convertească pe fiul ei, pe Sfântul Augustin, și astfel Sfântul Augustin să intre în biserică și să devină doctor al bisericii. Deci o persoană importantă pentru biserica noastră. Recomandarea și îndemnul meu este acela la răbdare, la multă rugăciune și la multă iubire. Încrederea în Dumnezeu, iubirea ei, vor reuși să schimbe inima fiului, dacă nu este destul de împietrită ca să refuze lacrimile mamei. Un alt caz, tot așa o mamă care spunea, cum să-l rup pe băiatul meu de la jocurile de noroc? Da, sunt experiențe tragice pe care le trăiesc astăzi atâția părinți când își văd copiii dependenți de jocuri de noroc, poate de droguri, alcool sau alte dimensiuni negative ale societății noastre. Copilul, tânărul, este ca o oglindă care reflectă ceea ce vede. Și din păcate, în această oglindă, el nu vede numai exemplul părinților. El vede și valorile, sau mai bine zis, non-valorile societății de astăzi. De aceea este important într-o primă fază de a privi, de a controla chiar cu multă atenție ambientul în care trăiește tânărul, copilul. De a încerca să-l smulgă dintr-un ambient negativ, dăunător, nociv, înainte ca acesta să-și pună amprenta asupra lui. În ceea ce privește o atitudine a unor părinți, a unei mame, a unui tată, atunci când copilul este deja în această situație, cred că, în afară de ceea ce spunea Părintele Ștefan, de rugăciune, de dragoste, de iubire revărsată asupra lui, nu ar fi rău, să se apeleze la un specialist care să-l ajute și din punct de vedere medical pe acest tânăr, această tânără, să iasă din situația în care se află. În orice caz, oricare ar fi situația tânărului, mama va rămâne întotdeauna o mamă pentru copilul ei, pe care trebuie să-l accepte și pentru care trebuie să se roage și să facă tot ceea ce stă în putință pentru a-l smulge din ghearele unei astfel de patimi. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea să vă gândiți la propria familie. Cine a avut o influență mai mare asupra deciziilor pe care le-ați luat, tatăl sau mama, și în ce sens? Eu vin dintr-o familie cu 7 băieți. Sunt cel mai mare. Dacă e să mă gândesc așa în trecut, n-aș putea să spun că cineva a avut o influență mai mare sau mai mică. Sigur că am petrecut mai mult timp cu mama, pentru că tata pleca la muncă luni dimineață și se întorcea sâmbătă noaptea. Ne vedeam doar duminica. Deci am stat mult aproape de mama, dar și figura tatălui rămâne ca o figură de autoritate atunci când a trebuit să iau decizii, de a merge la școală, de a veni la seminar. Așa? Totdeauna m-am consultat și mama avea cuvântul ei, modalitatea ei de a mă sfătui, dar și tata avea modalitatea lui. Prin urmare, pot să spun că a fost un echilibru între cuvântul mamei și cuvântul tatălui atunci când am avut nevoie. Cât de importantă este familia în care ați crescut dumneavoastră? Da, cred că importanța este fundamentală. Am avut șansa, ca mulți tineri ai generației mele, să cresc într-o familie integră, o familie care așeza la baza existenței ei credința și iubirea, o credință și o iubire care se manifestau poate mai puțin în efuziuni emoționale, cât mai mult într-o viață de credință practică, se exprima în respectul față de părinți, în grija extraordinară a părinților față de copii. Iar dacă pot să mă exprim așa, influențele părinților au fost complementare. Fiecare mi-a influențat modul de a trăi, deciziile pe care le-am luat în viață în felul lor. Tatăl printr-o
manieră, știu eu, mai mult autoritară, prin care m-a învățat să, știu, să iau deciziile importante în viață și să cântăresc bine pașii pe care trebuie să-i fac, iar mama, prin atitudinea ei plină de dragoste și grijă față de noi. Vă mulțumesc mult pentru mărturia pe care ați dat-o și pentru participarea la această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, au fost cu noi în această emisiune Monseniorul Benone Farcaș și Părintele Ștefan Lupu. Vă amintesc acum în final, legată de această poruncă, Apostolul Paul în scrisoarea către Timotei, la un moment dat spune că dacă cineva nu are grijă, mai ales de cei din casa lui, este ca un păgân, ca unul care s-a lepădat de credință. Să ne amintim așadar de părinții noștri, de cei care ne-au dat viață, de cei care ne-au împrumutat mâinile, care ne l-au arătat pe Hristos. Ei uneori nu au dormit noaptea și un gând de mulțumire pentru ei și o rugăciune. La revedere!